Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat special, așa că îi spunem un venit domnului conferențiar universitar dr. Sorin Bădărgan, prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din Universitatea București și președinte al Comunității Bisericilor Creștine Baptiste București. Sorin, bine ai venit la noi în emisiune. Bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, hai să dăm o definiție a ceea ce înseamnă social media și apoi să înțelegem ce înțelegem noi prin creștini contemporani sau generația aceasta care este prezentă în anii aceștia. După cum bine ai spus, oricum este teritoriu foarte familiar ție, deoarece știu că lucrezi la o companie foarte solidă în domeniul acesta și probabil că expertul ai fi tu mai degrabă decât eu, dar social media se referă la cumulul ăsta de network-uri, de rețele sociale, între ghilimele sociale, ele pretind a fi sociale, dar de fapt sunt network-uri din user, din persoane care folosesc internetul pentru a interacționa, pentru a comunica, pentru a produce conținut. În 2020, în octombrie, una dintre statisticele cele mai bune spunea că vreo 4,6 spre 7 miliarde de persoane de pe fața Pământului au acces la internet, folosesc internetul, ceea ce înseamnă vreo 59% din populația lumii. Din aceștia, 3,6 miliarde folosesc social media, care înseamnă vreo 49% din populația lumii. Acum, știm că cei mai mari jucători pe piața asta social media sunt, bineînțeles, Facebook-ul, care are peste 2,7 miliarde de useri. YouTube-ul, WhatsApp-ul au fiecare câte 2 miliarde. S-ar putea ca WhatsApp-ul între timp să mai fi coborât, având în vedere ultimele provocări. Facebook-ul Messenger și WeChat sau Weixin au 1,2 și 1,3 miliarde. Ar mai fi Instagram-ul cam cu 1,1 miliarde de useri. Pe lângă aceștia mai sunt încă vreo 5 social media networks, adică rețele de-astea mari, care au între 500 și 700 de milioane. TikTok-ul, care devine din ce în ce mai prezent, QQ, Sina, Weibo și Ozonu. Sunt și alți jucători mai mici. Cam asta este social media. În ce privește generația contemporană, deși pare o întrebare simplistă, ea de fapt cere o clarificare. Generația contemporană nu se referă în niciun caz doar la tineri, ci se referă la segmentul ăsta al populației care face umbră pământului în perioada în care noi trăim sau într-o perioadă dată. Și e interesant să remarcăm faptul că, bineînțeles, procentele ne arată userii de social media nu sunt doar tinerii de acum, ci și vedem noi așa lucrul ăsta chiar atunci când suntem prin metrou, noi ai pe aici prin București, prin autobuze, prin parcuri, și bunicii noștri folosesc social media, telefoanele, și sunt pe social media, și cei din generația adolescenților, tinerilor, așadar oamenii din tot spectrul vârstelor care trăiesc în perioada de acum. Una din provocările pe care le-a avut comunitatea creștină și dacă putem discuta despre ea, a fost mutarea totală sau parțială din mediul față în față, din mediul al întâlnirilor în clădirea bisericii, în online. Și aici înseamnă nu doar în comunitatea de care aparținea, deci nu în cadrul bisericii din care făcea parte. Au fost biserici care au avut și biserici care nu au avut. Au fost obligate să-și facă foarte bine. Dar au avut dintr-o dată acces la sute mii de alte locații virtuale unde putea asculta, să spun eu, se putea hrăni cu informațiile de acolo. Deci, practic, deodată biserica locală nu-și mai vede, rămâne, să spunem așa, fără limite.
Cum vezi tu problema aceasta? De fapt, cum văd problemele acestea? Pentru că ai menționat o pleiadă de lucruri, chestiuni foarte importante și relevante pentru noi. Aș reveni la câteva dintre ele. Pentru că mai întâi cred că ar fi util să remarcăm ceva. O sinuoasă legătură dintre biserică și media socială, care de fapt e o continuare, e o extensie a unei legături la fel de problematice între biserică și tehnologie. De-a lungul istoriei noastre, după cum bine știm, în Evul Mediu, spre exemplu, atunci când biserica s-a înfipt în mod confortabil în mijlocul societății, ea a simțit nevoia să elimine toți ceilalți concurenți. Și în faza respectivă, biserica a perceput tehnologia sau știința în general ca fiind un competitor. A făcut tot ceea ce a putut, uneori a mers până la extrem și a pedepsit pe oamenii de știință, i-a persecutat, i-a ucis, pentru că aceștia spuneau lucruri diferite față de ceea ce biserica afirma. Așadar, biserica, de fapt, pentru că vrea să postuleze tot adevărul, vrea să fie singura autoritate care să descrie sau să afirme adevărul în orice aspect al vieții personale sau sociale comune, atunci nu a acceptat ca altcineva să vorbească. Și a câștigat pentru moment sau pentru perioada respectivă, a câștigat bătălia. Ce s-a întâmplat însă? Bineînțeles, renașterea, apariția tiparului cu Gutenberg 1450, după aia industrializarea, tehnologia a înaintat, s-a dezvoltat și încetul cu încetul a apărut iluminismul, încetul cu încetul biserica și-a pierdut din forța aceea cu care convingea oamenii, comunitatea, societatea, că ea deține adevărul în toate domeniile vieții. Și atunci tehnologia sau știința a încercat să se mențină pe același picior de relaționare și anume de luptă și începând cu secolul XIX, mai ales Charles Darwin și toată povestea secolul XX, biserica a intrat într-o fază în care a trebuit să se apere. Și de ce? Pentru că știința certa de acum biserica, arăta bisericii și de fapt întregii societăți că a fost persecutată pe nedrept, că biserica a abuzat poziția ei și a încercat să enunțe adevăruri într-un domeniu în care ea nu era expertă, și anume știința. Deci relația asta între știință și biserică, biserică și tehnologie este una sinuoasă. Ea a pornit într-un mod nepotrivit, într-un fel. Foarte interesant este că sunt unii și cumva putem identifica trei modalități de raportare față de tehnologie. Un pesimism față de tehnologie. Tehnologia pervertește binele, starea de bine a individului și a comunității. Deci o respingere. Ne strică. Da, ne strică. Tehnologia ne strică. Și adevărul este că sunt multe lucrurile pe care le primim prin tehnologie care ne pot strica. Mai ales și internetul face parte din spectrul ăsta. Nu-i așa? Pe internet putem să vedem, să găsim sau să ne caute, să ne întâlnească lucruri total nepotrivite. Pe de altă parte, avem cealaltă extremă și anume a unui optimism, a unei abordări foarte pozitive. Internetul poate să ajute mult și să faciliteze cunoașterea, evangelizarea. Și la mijloc o ambivalență care vrea să vadă mai întâi cam lucrurile, ce e bine și ce e rău. Sau când tehnologia e bună, uneori e bună, uneori e rea. Care probabil că este abordarea mai corectă. Ei, social media se înscrie în acest curent. El, social media, deci media asta socială, ea, de fapt, e populară acum. N-a fost foarte populară acum 30 de ani.
Deci dacă ne gândim să facem așa și o incursiune scurtă în secolul 20 cu media, da? În secolul 20, începând cu anii 50, popular era televizorul. Televizorul a început prin a fi competitorul bisericii, al credinței. De ce? Pentru că televizorul era nesocial. Televizorul pretindea că eu să stau singur în fața ecranului să mă uit. Și pretindea atenția mea duminica dimineața, duminica seara, în timpul săptămânii, ba dădea meciuri, ba dădea desene animate. Bine, noi în comunism n-am prea avut problema asta, că așteptai să pleci de acasă, să mergi undeva, să te întâlnești cu oamenii. Dar, în general, media a fost competitorul bisericii. Foarte interesantă schimbarea, pentru că din momentul în care media a devenit personală, socială, ea nu mai cere să stau în fața ecranului. Eu pot să văd anumite emisiuni sau filme sau meciuri și după ce am plecat. Adică am fost pe drumul, seara m-am întors, dar media s-a diversificat, s-a dezvoltat foarte mult. Ea acum nu mai cere să stau eu în fața ecranului, ci îmi promite că îmi facilitează comuniune, îmi facilitează relații. Și atunci social media este sau aduce niște provocări mult mai subtile decât media clasică. Ea îmi promite multe, dar eu cred, și aceasta este întrebarea, oferă ea tot ce promite? Ea promite că ne conectează unii cu alții. Dar ceea ce se numește teleprezență, nu? E clasică imaginea asta. Nu contează ce vârste au cei care stau într-un grup, ori pe o bancă, ori într-un McDonald's, pe undeva, toți sunt pe telefoane, teleprezență. Ei sunt unul lângă altul, oamenii sunt unii lângă alții, dar de fapt ei sunt prezenți, efectiv, atenția lor este îndreptată într-un cu totul alt loc, care poate fi la capătul pământului. Exact. Și atunci întrebarea este cum stau lucrurile pentru noi. Ei, între timp, bisericile în pandemie, după cum era una dintre întrebări, în pandemie vedem că bisericile s-au raportat față de social media ca față de un instrument. Și social media este un instrument de relaționare într-un context în care nu poți ieși din casă. Bun, trebuie să amintim și faptul că au fost comunități, și aici nu spun biserici, comunități, da? De oameni care, inclusiv creștini, care au negat utilitatea social media înainte de pandemie. Iar după pandemie au adoptat puțin mai greu, dar au reușit să adopte și unealta aceasta de comunicare. Da, da. Acum, înainte de pandemie au fost profeții dezastrului care spuneau că tehnologia, social media va înlocui prezența fizică. Și lucrul ăsta era asociat nu doar vieții biserici, vor fi numai biserici pe internet, vor fi numai profesori roboți, învățământul va fi tot online, vom sta acasă, viața noastră va fi dirijată de mașini. Mai e până acolo, dar eu cred că pandemia asta ne-a arătat că nu se poate fără prezență reală. Și lucrul ăsta este normal. E natural, pentru că noi, prin excelență, prin definiție, prin creație, suntem ființe sociale. Noi suntem ființe relaționale. Personal, cred că din cele trei tipuri de a înțelege chipul lui Dumnezeu în noi, cel mai potrivit este acela care spune că noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și pentru că suntem ființe raționale și relaționale. Noi avem nevoie să ne întâlnim, să vorbim. Cu siguranță, Biserica lui Hristos, Biserica creștină, nu poate fără această raportare personală, această interacțiune. Toate poruncile, îndemnurile pe care le vedem în Scriptură au de-a face cu relațiile dintre noi. Relațiile astea nu pot fi trăite într-un mediu virtual. Dar virtualul, și aici probabil că va trebui să ne ducem, să discutăm, virtualul devine parte a realității. Și eu cred că
Tocmai pentru că oamenii sunt în virtual, noi trebuie să folosim instrumentul de a ajunge la ei. Pentru că acolo sunt. Da. În primul rând, ai punctat un lucru foarte bun și aș vrea să accentuăm puțin aspectul acesta al prezenței noastre, al creștinilor în lumea virtuală, acolo unde sunt și ceilalți. Practic, ceea ce facem noi, a făcut și Domnul Hristos. A venit din lumea Lui, în lumea noastră, pentru că aici eram noi. Starea aceasta de a nega, de negație a lumii virtuale, aș spune că nu este corectă din punct de vedere creștinesc. De ce? Pentru că dacă noi suntem semănători a Evangheliei, noi ne ducem după oameni acolo unde sunt ei. E mai greu să-i aduci pe unii oameni la biserică. Și știm lucrul acesta din practică. Iar pentru a fi mai facil, pentru a fi mai la îndemâna unora de a primi cuvântul lui Dumnezeu, nu există alte cale decât să te duci tu la ei. Și asta înseamnă să le creezi conținut sau condițiile necesare astfel încât ei să se întâlnească cu un mesaj din Sfânta Scriptură undeva pe Facebook, pe Twitter, pe YouTube, undeva acolo. Deci, practic, pasul pe care îl face creștinul este înspre zona aceasta virtuală, tocmai a se întâlni cu cei de acolo. Acum este ceea ce face acolo. Asta e important. Da. Acum, lucrurile sunt un pic mai complexe în ultima perioadă. Sunt unii sociologi și filozofi ai media, profesori de media, care vorbesc despre un fenomen intitulat mediatizare. El e popular și e susținut mai ales de sociologi și profesori de media din nordul Europei, dar tot mai multe zone de astea, nu doar academice, ci și din domeniu, acceptă descrierea asta, și anume o fază nouă în care noi am intrat, în care social media nu mai este doar un loc în care oamenii se duc din când în când și pe care îl părăsesc de îndată ce vor să revină la viața reală, să zicem, ci realitatea e de fapt o îmbinare, o îngemânare a lumii reale cu cea virtuală. Deci, practic, viața noastră de zi cu zi este un complex. Acțiuni pe care le facem în realitatea și altele pe care le facem în zona aceasta virtuală. Exact. De ce? Sunt studii care vorbesc despre faptul că oameni în diferite segmente, despre liceeni, spre exemplu, prin niște țări în Europa și în Nordul Americii, cel puțin în vacanțe, s-au făcut niște studii 9 ore pe zi online, pe internet. Alții care petrec 5 ore și ceva pe zi. Dar gândiți-vă la modul în care viața noastră, unii își trăiesc viața pe Facebook sau pe, eu așa obișnuiesc să spun că eu nu-mi trăiesc viața pe Facebook. Orice lucru pe care îl fac este postat acolo. Ai o realizare, ai făcut ceva semnificativ, ai o provocare, ai mâncat ceva grozav și eu sper că astea cu mâncarea să fie mai puțin puse acolo, că ne ispitesc pe toți sau pe cei interesați de domeniu. Dar experiențele noastre sunt acolo. Interacționăm deseori cu oameni nu atât de mult în viața reală, deși i-am putea suna. Ei sunt la un telefon distanță, dar noi aflăm știrile lor nu discutând cu ei și uneori persoane destul de apropiate. Și vedem ce se întâmplă în viața persoanei respective uitându-ne pe Facebook sau pe una dintre multele alte rețele sociale. Așadar, deja se întâmplă asta, într-adevăr. Definiția asta mediatizării spune că social media a devenit un pilon important al realității, că ea influențează viața de zi cu zi. Ea ne influențează modul în care trăim, ea influențează modul în care se face politică, ea influențează cumpărăturile. Cred că tuturor ni s-a întâmplat, nu? Să căutăm ceva, am căutat niște titluri în perioada recentă și ca în ultima parte a, nu știu, ultimii doi ani, vreo o săptămână, două după aceea,
oriunde intram pe alte site-uri, îmi apăra reclamă la titluri respective sau titluri conexe cu ceea ce am căutat pe internet. Deci, astea sunt dovezi ale faptului că viața noastră este, într-adevăr, o îngemânare, e o suprapunere. Să nu vorbim de predicțiile pe care le fac unii autori, spre exemplu Harari, care a devenit foarte popular cu lucrările lui, scris, traduse și în limba română, trei, cele mai importante trei, care profeți, unul dintre ei, acesta Harari, care vorbesc despre modul în care tehnologia, social media, dar toată tehnologia preia întreaga noastră viață și o transformă, zic ei, după interesele unora mari. Și acum, o chestiune importantă la care trebuie să ne întoarcem este întrebarea foarte bună pe care ai pus-o. Ce facem noi acolo? Deci, oamenii sunt, ce facem noi? Noi ar trebui să facem, pe de o parte, mă tem că ar trebui să înțelegem că social media, aceste rețele unde sunt oamenii, trebuie incluse la până la capătul pământului. Exact. Da. În Marea Trimitere. Faptele 1 cu 8 până la marginile Pământului. Da. Deci avem trimiterea, nu? Matei 28, fapte 1 cu 8. Suntem martori ai Domnului. Unde sunt oamenii? Și dacă oamenii sunt online și putem găsi online și oamenii sunt online și modul în care se întâmplă lucrul ăsta sau dovadă că noi trebuie să fim prezenți cu mesajul veștii bune, cu Evanghelia, este că la noi la biserică, Biserica Providența, de aici din București, au venit persoane care ne-au găsit online, care au urmărit online programe și sunt multe asemenea cazuri, situații. Deci noi trebuie să fim proactivi în a folosi aceste rețele pentru a evangheliza. Sunt foarte multe biserici și dacă ne uităm în literatura de specialitate, mai ales în limba engleză, foarte multe din bisericile care au succes, între ghilimele, mai ales în America de Nord, folosesc rețelele media, sociale media, pentru toate acțiunile, slujirile bisericii. Pentru mentorare, pentru ucenicizare, când nu poți să cercetezi, să vizitezi pe cineva care este bolnav. Ai pus mâna pe telefon, i-ai lăsat un mesaj, i-ai scris, i-ai trimis o imagine, o încurajare, o fotografie, o reflecție din scriptură. Folosesc media, social media pentru a... Deci nu doar a evangheliza pe cei din afară, ci pentru a întări biserica locală. Și aș mai menționa un lucru pe care trebuie să-l facem noi credincioșii. Ar trebui să fim și peștii sanitari ai sistemului, pe cât se poate. Mass media și social media au și internetul în general au o parte întunecată, un dark side. Și lucrurile bune pe care le poate face... De fapt, tehnologia este amorală. Ea, în general, foarte rar... Tehnologia a fost imorală, bomba atomică, dar ea e clădită pe niște lucruri care n-au fost rele în ele însele. Dar bomba atomică este rea și nu îți poți imagina ceva bun la care să o folosești. Dar, în general, tehnologia este amorală, adică ea capătă o valoare morală. Cu aceleași componente poți face și bine și rău. Exact. Valoarea morală pe care o primește tehnologia e dată de scopul, de modul în care o folosești. Ca și internetul. Focul, de exemplu. Exact, da. Dar și internetul, nu? Online-ul. Îl poți folosi pentru evangelizare și avem o grămadă de cântări, de mesaje, predici, de conferințe, de resurse foarte multe creștine care ne încurajează, în același timp partea întunecată a pornografiei, a pedofiliei, a terorismului, traficul de persoane, o grămadă de lucruri foarte rele. Așadar, e important cum folosim. Dar partea asta întunecată e problematică pentru că oamenii pot suferi foarte mult pe internet. Și noi trebuie să fim nu doar consumatori și să nu fim prea mari consumatori. Poate ajungem și la ce trebuie să facem noi ca și credincioși, dar la nivel individual. Să slujim, pentru că pe internet sau internetul poate avea o forță destructivă fantastică. Gândiți-vă la modul în care
cineva poate intra în depresie, pentru că noi de obicei proiectăm pe internet partea experienței noastre bune. Sunt unii care ne zic și de rău și mai pun o poezie, mai pun o reflexie, se mai destăinuie, și dar toți suntem un pic așa descumpăniți, nu știm de unde să apucăm. Pentru că e imaginea noastră exterioară și suntem interesați să arătăm bine. De obicei asta facem. Cineva a mers în locul ăla, în locul celălalt, și dacă ne uităm la postări, ele, nu ne mai uităm că ele sunt la 6 luni distanță, dar vedem că toate sunt bune. Ori nouă nu ne merge așa de bine în perioada respectivă. Zicem, ia uite cum ce bine îi merge lui X. Eu nu fac asta că am învățat un lucru, profesorul și pastorul Bunaciu Ioan Senor zicea, în viață fiecare are scara lui, are drumul lui. Dar sunt unii care se uită și îi apucă depresia. Uite ce bine, uite că numai bine, iar mie. Dar noi așadar trebuie să fim peștii sanitari care să slujim, să fim acolo și să slujim aproapelui nostru, care poate fi exclus în social media. Am putea oferi consiliere în social media, evangelizare din asta cumva mai personal, în sensul cu oamenii au întrebări dacă vor să afle lucruri despre credință. Deci există foarte mult potențial. Bun, asta necesită o maturitate din partea celui care face lucrul acesta, lucrarea aceasta spirituală, să te duci pe internet, să intri în grupurile acestea de discuții, grupurile de chat și alte altfel de comunități în care să vii cu conținut fără să jignești, dar fără să te axezi pe subiecte dintre acestea care generează conflicte și până la un moment dat ar putea să fii dat afară din grupul acela. Deci trebuie să ții o linie foarte foarte fină, să spun astfel, încât să-ți îndeplinești scopul pentru care ești acolo, da, să ajungi să împărtășești cuvântul lui Dumnezeu și pe de altă parte să și te protejezi, că până la urmă și pentru tine poate deveni o capcană la un moment dat. Da, este foarte important să fim atenți, mai ales pentru că deseori putem să comunicăm fără a cunoaște identitatea celui sau celei cu care dialogăm. Și lucrurile pot fi folosite, pot fi manipulate, pot fi scoase din context afirmații pe care noi le-am făcut. Există niște reguli pentru prezența noastră personală, pentru prezența bisericilor în online. Trebuie să fim foarte atenți, spre exemplu, să nu cerem mereu ca oamenii să participe la lucruri, să facă donații sau să participe la evenimente. Prezența noastră trebuie să fie într-o mai mare măsură ca una care aduce un aport, care dă niște informații, care face o slujire, care dă încurajări. Și mai mult trebuie expuse subiecte și mai ales într-un mod constructiv. Nu lucruri care generează, știu, ceartă de cuvinte, hai să folosesc un termen foarte cunoscut, da? Tot felul de conflicte dintre acestea, dintre diverse învățături, diverse alte grupuri și grupări, dacă pot să zic lucrul acesta, da, chestii de doctrină, chestii care până la urmă nu ajută pe nimeni, ci dimpotrivă îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Da. Asta este una dintre marile probleme ale creștinilor, în ce privește folosirea social media, a internetului, pentru că noi nu înțelegem încă faptul că social media este un loc public. Da? Și asta este unul din pericolele de a ne raporta față de cineva sau față de ceva, sau de cineva care a zis un lucru care nu ne sună prea bine. Tehnologia, indiferent cât de bună este, computerul depersonalizează. Când aproapele meu a zis un lucru care mă deranjează sau care nu sună bine, care mi se pare că este incorrect, eu dacă mă apuc să-i răspund sau să-i scriu ceva având în față ecranul, eu n-am în față persoana. Să văd care este impactul cuvintelor mele. Deci tehnologia depersonalizează și atunci îmi permit să scriu lucruri pe care alminteri nu le-aș spune. Față în față nu le-aș spune, pentru că aș vedea că
acele cuvinte rănesc persoana cu care eu dialoghez. Și atunci una dintre marile probleme este aceasta, că asta e o particularitate, dar e foarte importantă, pentru că ne face un deserviciu foarte mare. Internetul este un spațiu public. E de fapt mult mai de impact decât orice altceva am avut noi până acum. Și lucrul ăsta îl vedem când cineva spune o gogoneață, face o afirmație mai exotică sau greșită sau chiar nepotrivită și numai apare forwarded many times, adică retrimisă de multe ori și devine virală. Putem să stricăm reputația cuiva, putem să o afectăm, putem să dărâmăm, putem... Ori este regretabil, este trist că multe din dezbaterile, spre exemplu, între creștini, teologice sau practice, vis-a-vis de vaccin, vis-a-vis de oportunitatea de a folosi social media, internetul, YouTube-ul, Facebook-ul pentru a facilita întâlnirile credincioșilor în timpul pandemiei, tot felul de subiecte care au dezbinat foarte mult și nu numai că au rănit comunitatea creștină în interiorul ei, dar au fost un spectacol trist pentru cei care sunt pe lângă și care văd. Noi nu conștientizăm lucrul ăsta, pentru că ni se pare că suntem numai noi cu ecranul computerului și cel mult cu cel sau cea căruia îi adresăm mesajul respectiv. Dar de fapt sunt martori văzuți și nevăzuți. Așa este. Trebuie mare băgare de seamă, asta e foarte mare, și o responsabilitate a fiecare dintre noi. Sorin, când se vorbește despre social media și internet în general, se asociază de obicei un termen foarte neplăcut, și anume manipulare. Social media, ca și televiziunea, ca și alte, în general presa, mass media, da? Au și rolul acesta de a forma opinii. Dacă vorbim despre opinii corecte, de a informa în mod corect, a spune că este excelent și e bine că se întâmplă lucrul acesta, dar are și rolul acesta de a manipula, de a genera și răspândi. Suntem la nivelul acela în care presa generează informații false și mai mult le și duce mai departe. Când aducem asta în zona creștină, a comunităților creștine, da, am avut experiența și cred că te-ai întâlnit și tu cu cazuri de genul acesta de informații, și aici mă refer la informații de ordin teologic, hai să spunem învățături, practici, obiceiuri, inclusiv chestii de doctrină, foarte, să spunem, lucruri foarte fine din Sfânta Scriptură, care ajung să fie atât de mult denaturate și luate ca și învățături corecte. Deci, până la urmă, a spune că sunt oameni specializați în a pune informația într-un ambalaj atât de frumos, aș spune eu manipulator, dacă îmi dai voie, și care în mod voit sau câteodată chiar fără să-și dea seama transmit informații incorrecte, inclusiv din Sfânta Scriptură. Așa că s-a ajuns în pandemie să apară tot felul de învățături. Unele dintre ele existau, dar odată cu dezvoltarea acestei comunități online, a bisericilor online, parcă aceste învățături s-au răspândit. Ce poate face creștinul când internetul e plin de asemenea învățături? Creștinul trebuie să înțeleagă și, de fapt, oamenii, noi în general, noi în calitatea noastră de ființe umane, ce au nevoie de informații. Trebuie să înțelegem că odată cu apariția internetului sau cu explozia internetului, a prezenței lui, internetul are o provocare foarte mare pentru noi și anume ne solicită atenția într-un mod ca niciodată până acum. De ce? Internetul dă o platformă oricui vrea să spună ceva. Vezi, înainte, până să apară internetul, de la Gutenberg, de la secolul 15 pe la jumătate, până la jumătatea secolului 20-lea, 400 de ani, în general, dacă cineva vrea să facă o afirmație,
trebuia să o scrie pe niște manuscrise, să o ducă la tipar, o editură care avea o adresă, avea un patron, și-o asuma, o tipărea și după aia ne-o punea în brațe. Dacă făcea niște afirmații eronate, ne puteam duce la autor, la editură și spuneam, uite, ziarul, dintr-o dată, s-a mărit impactul, pentru că ziarul nu era ca o carte publicată odată la nu știu câți ani. Era o lucrare zilnică. Dar și ziarul avea un editor, avea niște patroni, avea niște autori cu nume, cu prenume. Când făcea afirmații care erau eronate, le scriam, ne dădeau drept la replică sau publicau o erată sau o cerere de scuze. Internetul a schimbat jocul acesta. Internetul dă o platformă oricui are chef, oricui vrea să facă afirmații. Și atunci, eu ca cetățean și în mod deosebit ca și creștin, eu trebuie să fiu de două ori mai atent. Și trebuie să verific, spre exemplu, autor, cine vorbește. Cine vorbește are cădere să vorbească? Dacă cineva care îmi vorbește despre chestiuni de business are pregătire, de fapt, în agricultură sau e, cu tot respectul, e profesor de educație fizică, atunci eu trebuie să mă dau puțin în spate și să spun sfatul ăsta de a cumpăra nu știu ce criptomonedă nu este grozav, n-ar trebui să-l urmez repede, nu ar trebui să mă las pe mâna cuiva care nu este specialist. Așadar, trebuie să fiu foarte circumspect vis-a-vis de informațiile care circulă. Văd aici două direcții. Una a celor care, fără să aibă o agendă, pun știri false și învățături false, pentru că vor doar să fie impresionanți, sau au ei niște probleme personale, așa gândesc ei, dar eu cred că există un segment și al știrilor false și învățăturilor biblice sau creștine false, care nu mai sunt creștine, care fac asta cu o agendă, în mod intenționat. Deci această dihotomizare sau existența acestor două tipuri de surse poate fi remarcată și în viața de zi cu zi, în ceea ce privește informațiile pe care noi le primim și față de care trebuie să fim foarte atenți, foarte atenți, pentru că ele influențează modul în care noi trăim, modul în care cumpărăm, modul în care ne petrecem, știu, concediile, modul în care ne organizăm, dar cu atât mai mult în ceea ce privește lucrurile spirituale și învățăturile spirituale. Și aici internetul dă o platformă unor oameni care n-au să spună mai nimic sau au să ne spună lucruri total eronate. Și trebuie să facem ce spuneau cei din protestanți, liderii protestanți care au redescoperit învățătura Scripturii la mijlocul secolului, faptul la începutul secolului al XVI-lea, ad fontes, înapoi la surse. Ne ducem la cuvântul Domnului, vorbim cu oameni care sunt specialiști, care au o pregătire, vorbim cu pastori, cu lideri, cu misionari, cu lideri din biserici, oameni care slujesc de mulți ani, care ne ducem noi înșine, cum făceau creștinii din Berea, să cercetăm dacă ceea ce am citit sau lucrurile pe care le-am auzit sunt autentice și verificând lucrurile pe care le auzim, putem să decantăm ceea ce este drept și curat de ceea ce este influență rea, malefică, răuvoitoare, dăunătoare. Rămânem în zona aceasta a provocărilor și una din consecințele prezenței masiv în mediul online al bisericilor este că odată cu întoarcerea la serviciile divine în biserici, o mare parte dintre credincioși nu s-au mai întors. Și observăm că peste tot se întâmplă efectul acesta, inclusiv peste ocean, da, oriunde în Europa, vorbim și de România, sunt credincioși care, după o perioadă, fie că a fost starea de urgență, fie că a fost starea aceasta de alertă, oameni care poate nu erau foarte activi în trecut, dar au prins gustul acela de a rămâne online, și se simt confortabil, se simt bine, practic nu mai trebuie să fie față în față cu păstorul bisericii, cu ceilalți frați și trece într-o stare dintre aceasta
a spune într-un surogat între biserica care se întâlnește ca de obicei în sala bisericii și, bineînțeles, cei care stau în fața calculatorului sau în fața telefonului. Cum vezi tu provocarea aceasta? Încă de când a apărut, nu proiectez în trecut lucruri pe care le-am descoperit acum. Chiar am gândit lucrul acesta și l-am și spus unor prieteni și colaboratori. Încă de când a apărut pandemia, m-am gândit că s-ar putea foarte bine ca ea să nu fie ceea ce speram cu toții, dar eu m-am temut că nu va fi așa, și anume un prilej pentru Biserica lui Hristos să se trezească, să se întoarcă la lucrurile de bază, lucrurile esențiale. Nu am văzut un freamăt al bisericii, rugăciune, post, slujire. Pe măsură ce s-a prelungit criza aceasta, cred că ne-am trezit în fața unei realități care aduce mai degrabă a potopul din timpul lui Noe. O perioadă care atunci când va trece sau după ce va trece, ea va fi rescris multe din albiile pe care curge spiritualitatea noastră. Și mă tem că una dintre ele are de-a face cu ceea ce spuneai, un fenomen foarte interesant, care nu se regăsește peste tot. Pentru că niciodată schimbările nu apar dintr-o dată peste tot. Ele își fac loc în zonele mai avangardiste sau mai deschise provocărilor contemporane, de obicei în zonele urbane, în orașe mai mari, mai cosmopolite, cu mai mulți oameni în ele, dar încetul cu încetul se filtrează și ajung până în comunitățile mai mici, mai tradiționale, mai refractare la schimbare. Dar și acolo ajung. Așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei bisericii. Erau unii antemergători și alții care criticau în urmă, dar până la urmă tot acolo au ajuns. Așa mă gândesc și eu, mi-amintesc în anii 90, cu câtă superioritate ne uitam la creștinii din vest care, ba, seara nu prea mai ajungeau la biserică sau nu mai făceau programe sau nu mai aveau tineri sau era greu să-i strâng să facă slujiri și noi duduiam, și acum încetul cu încetul mi se pare că o luăm din nefericire pe urmele lor. Așadar, un fenomen care apare sau a apărut mai ales în bisericile sau în contextele urbane la noi, dar nu numai, în același timp sunt zone în care pandemia a stârnit pe credincioși, i-a retrimis la biserică, au așteptat să meargă, să se întâlnească, prezență bună, dar cred că în general se poate vorbi despre, așa cum spuneai, o apatie față de a fi prezenți fizic. Ce cred că s-a întâmplat a fost o suprapunere a unui fenomen care exista, era care venea. Venea încetul cu încetul, era în creștere, așadar acest fenomen s-a suprapus cu pandemia. Oamenii au descoperit că se poate să interacționezi cu cuvântul, să-l asculți, să mai auzi o cântare și stând în pat duminica dimineața cu telecomanda în mână, având și o cafeluță lângă tine, dacă se poate și un croissant, pentru că ți-ai făcut vreme să te trezești, să mergi să ți-l cumperi, să ți-l bagi la microunde să-l încălzești, dar nu ți-ai făcut vreme să te îmbraci, să te duci la biserică, să te întâlnești în mod real. Și atunci oamenii descoperă că se poate și așa, se poate și cu mai puțină prezență la părtășia bisericii, adică poți bifa două sau trei duminici din patru. Se poate de asemenea merge la church shopping, adică la căutat la cumpărături de biserică. Bineînțeles că biserica unde ești membru sau unde mergi în mod regulat, aparții, nu are neapărat pe Billy Graham contemporan. Și atunci cauți predicatorul dintr-o parte, cântările, corul sau slujirea din altă parte, sau ai ales o biserică ce
știe că are trecere și își folosește resursele pentru a se promova, pentru a oferi. De-a invitat tot felul de trupe, predicatori care atrag. Sigur, care au carismă. Și atunci se rescrie Albia. Este un fenomen ai căror martori suntem doar la început. Da? Ai cărui mai martori. Nu știm cum se va dezvolta lucrul ăsta, cum va apuca. Ce cred că trebuie să nu uităm este că oamenii reali au nevoi reale, au nevoie de prezență și trebuie să-i slujim pe oameni, trebuie să-i căutăm. Cred că nu e foarte înțelept să spunem nu total prezenței bisericii în mediul online, pentru că oamenii sunt acolo deja. Biserica, dacă luptă să schimbe caracteristicile unei existenței omului, vieții umane, care nu e rea în ea însăși, ci trăsăturile ei, unde sunt oamenii, cum cumpără oamenii, cum gândesc oamenii, nu aia e lupta bisericii. Biserica nu e chemată să-i scoată pe oameni de pe social media. Nu va putea. Dar dacă oamenii sunt acolo, cred că ar trebui și noi să fim. Dar nu să trăim doar acolo, ci să fim prezenți și să-i ajutăm să redescopere relațiile. Așadar, nu știu cum se vor dezvolta lucrurile, dar știu că trebuie să-i slujim pe oameni în mod foarte direct, foarte sincer, iubindu-i, căutându-i și încercând să fim prezenți, încercând să îi ajutăm să crească. Și eu cred că prin proclamarea adevărului, clar, prin întoarcerea la surse, cum spuneai mai devreme, deci nu suntem chemați să smulgem neghina, pentru că nu vom putea face lucrul acesta. Ea există, trăiește simultan cu grâul, da? Numai că va trebui grâul să crească în continuare, deci trebuie muncit în continuare ca adevărul să fie prezent în mediul acesta virtual, știind că și multă neghină, da, și multă minciună, multă informație falsă există în zona aceasta, învățături care nu sunt conforme cu Sfânta Scriptură. Rămâne, de asemenea, rolul nostru de a rămâne, în primul rând, pe urmele lui Hristos, la sursa principală care este Sfânta Scriptură. Dar conectați cu Sfânta Scriptură, hrănindu-se de acolo, hrănindu-ne de acolo și, bineînțeles, discutând unii cu alții, cu păstorul bisericii, cu ceilalți frați din comunitate. Ne apropiem de final, Sorin, și aș vrea să tragem o concluzie la finalul acestei misiuni. Am discutat despre provocările social media pentru creștinii contemporani. Cred că fiecare generație de creștini a avut provocările ei. Pentru noi, provocarea de astăzi, a generației noastre, nu este doar lumea aceasta virtuală, mai sunt și alte provocări pe care le avem. Numai dacă ne gândim la copiii noștri, ei, aș spune, au o luptă mai dură decât am avut-o noi sau știu eu ce va mai veni, ce alte provocări vor mai veni, dar vor avea și parte de provocările lor. Asta e sigur. Trecând o concluzie la subiectul nostru de astăzi, ce sfat, ce recomandare acum la finalul emisiunii ai avea în calitate de păstor, în primul rând, și apoi și de profesor, pentru că, până la urmă, unealta aceasta pe care o avem acum la dispoziție este să fie spre folosul nostru și nu spre distrugerea noastră. Viața nu trebuie trăită pe social media. Să fim foarte atenți cât timp petrecem pe social media, pe internet, unde îl petrecem. Internetul și social media pot fi surse foarte bune de informare, de cercetare, de asemenea de evangelizare. Deci, cât stăm, unde stăm și ce facem.
lucrul ăsta ar trebui să fie asumat nu doar la nivel personal, ci chiar de biserici. Pentru că oamenii sunt prezenți acolo, ne ducem unde este peștele. Și peștele e oamenii care au nevoie de Hristos, chiar și credincioșii sunt în mediul acesta și ar trebui să fim prezenți, dar să nu uităm niciun moment că rămânem ființe, da, relaționale, dar ființe fizice și încercăm să venim la lumină, să venim la adevăr, să ne trăim viața în lumea asta reală, fiind niște ucenici buni, niște martori eficienți al lui Hristos și a Evangheliei sale. Amin, zic și eu, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să fim oameni cumpătați, da, și plini de înțelepciune, astfel încât să folosim uneltele acestea spre creșterea noastră și de asemenea să-i ajutăm și pe alții să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Sorin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune, a fost o discuție excelentă. Îți urăm succes în activitatea atât la facultate, cât și în calitate de președinte al Comunității Bisericii Creștine Baptiste din București. Multe salutări bisericii pe care o păstorești, Biserica Creștină Baptistă Providența din capitală. Domnul să te binecuvânteze! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mi-a făcut plăcere, ca de obicei, și mă rog ca lucrarea bună, frumoasă pe care o faceți să continue și să crească. Mulțumim! Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în seara aceasta în fața micilor ecrane. Vă mulțumim de aici, de la București, că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!